Astăzi vă prezint unboxing la un monitor de la AOC. Mai exact, în divizia lor de gaming, Agon Gaming. Cam așa arată cutia. Este prezentat monitorul. Este un monitor de 32 de inci curbat, cu o rezoluție de 2560x1440. Și cam atâta. Ne spune că este curbat, că are FreeSync, are iluminare, bol for battle și cam atâta. Mai are pe lateral, ia să vedem dacă pot să... Nu, cam greu spre imposibil, dar încerc. Ia să vedem, pot? Da. Mai ești câteva specificații. Cutia este foarte simplistă. Deci ne spune că are panel VA curbat, e wide angle, suportă DisplayPort, are 144Hz, rezoluție QHD sau 2560x1440, are Shadow Control și are un controller de game. O să-l vedem în meniu când o să fac review. Cam atât. Îl desfac și continuăm. Bun, în sfârșit l-am despachetat. Un pic cam greu. Mai dificil așa de fel decât... Mai dificil așa de fel decât un monitor clasic fiind curbat. Ai nevoie de puțin mai multă muncă de convingere, în ghilimele vorbind, dar trebuie să mai rog pe cineva să mă ajute să îl pot desface, e destul de complicat. Nu contează, l-am desfăcut, cam așa arată monitorul, eu zic că arată foarte bine, dar haideți să începem cu accesoriile. Primul rând, avem un power brick cu, ia să fi, o să dau țipla după, nu stau acum după, odată. Conector de laptop, da, de laptop, puteam să pune și conector clasic, fie, iar adaptorul are, e făcut de, așa, are 20V și 4,5A, deci, ok, nu e foarte puternic, bineînțeles, e produs în China. Conectorul este clasic AOC, mai am un AOC în, la sistemul, sistemul 2 are AOC, și are exact același conector, nu și aceeași tensiune, dar trecem peste. Bineînțeles, vine și cu alimentator, cu conector de laptop, bineînțeles cu priză de Europa. După aceea, avem telecomanda cu fir, care putem naviga mai ușor prin meniu. Are încă țipla pe ea, nu o dau jos încă. Are meniu, loc, săgeți, profile. Da, arată bine. Are niște pad-uri de cauciuc. Da. Bineînțeles, conectorul lui este un conector mini USB. Da, mini, nu micro. Ok. Am aici un CD cu driveri. Driveri! Și nu mai folosește CD. Eu nu mai am unitate optică. Da, fie. Da. Ce avem aici? Avem un cablu HDMI. Un cablu DisplayPort, care pe site-ul celor de la AOC nu scrie că vine, deci posibil să difere de la o regiune la alta, nu pot să mă pronunț. Okay. Și bineînțeles, ultimul cablu, cablu pentru hub USB, cu un mini USB 3, la conector USB 3, care se conectează la placa de bază. Bun. Haideți să trecem la monitor, să ridic un piculeț imagine. Foarte profesionist, nu? Cam așa arată monitorul. Nu știu dacă se vede în imagine, dar sigur nu se vede. Este curbat. O să-l și întorc într-un anumit unghi să se vadă. Cam așa. Da, acum se vede curbura foarte bine. Deci este curbat, se vede. Avem o parte semi-glossy. Nu este complet glossy, vă uitați. E semi-glossy, aici. Panelul este de 31,5. În această parte, dacă tot am dat, avem un hook pentru căști, nu o să-l folosesc, dar e util pentru cine vrea. Standul este făcut din aluminiu. Haideți să-l întorc cu tot cu spatele. Uleu, da greu e. Dar, un lucru foarte bun, da? Are mâner. O să-l apuc de mâner și să-l folosesc, să-l mut, ceea ce e un lucru foarte mare. Mulți producători ar trebui să învețe de aici. Și cam așa tot standul este din metal, ei zic aluminiu, nu știu, nu pot să zic că nu e, dar e bun. Partea aceasta este de metal. Aici avem niște iluminații.
cu roșu, galben, nu, roșu, verde și albastru. Deci putem să le să iluminăm. Mai este și aici o iluminare. În partea aceasta este aio-ul. Nu știu dacă pot să... nu. Nu o să pot, dar vă pot spune că are un VGA, două HDMI, da, două HDMI, VGA-ul, portul de hub, care are un hub, are DisplayPort și cam atât. VGA-ul nu știu de ce există, dar să fie acolo, eu nu o să-l folosesc vreodată. Ever. Da. Cam asta este monitorul. Nu arată rău. O să revin cu un review în detaliu în câteva săptămâni, după ce îl testez și văd ce îi poate capul. Vă mulțumesc, o zi cât mai bună. La revedere!